Bombardamentul din Gaza, jihadul care s-a pronunțat, și istoria, și fake news. -ul. Astăzi, 13 octombrie, vineri 13, gruparea Hamas a anunțat jihad în toată lumea și a încurajat toți palestinienii și toți arabii să își facă de cap prin toată lumea. Deja au început proteste în Marea Britanie, în Franța, în Germania. Și uh, mulți stau cu frică. De unde a pornit toată asta? În 1948 nu exista Israelul. Marea Britanie au trimis un grup de evrei acolo pe care i-au salvat din mâinile lui Hitler și au vrut să facă un așezământ evreiesc. Inițial, palestinienii i-au primit cu brațele deschise, dar când s-au uh, instaurat, aceștia nu au mai fost de acord nici statele. Vecine arabe ca acest pământ uh, palestinian să devină uh, un stabiliment evreiesc și atunci au început războiul în momentul ăla Marea Britanie a venit și a zis așa cum e trebuie vă mut pe toți într-o altă țară pe toți palestinienii și minoritățile creștinii și ce mai sunteți voi și rămâne aici în Israel cum spunem noi. Și ăștia s-au revoltat, au făcut război și a câștigat Israelul. Vă dați seama că a venit ăștia cu forță de pe spate. Și în momentul ăla Israelul s-a extins și mai mult, chiar au luat mai mult bucată de pământ din cât era inițial oferit cel palestinienilor și aceștia au rămas doar în West Bank și în Gaza. Palestinienii întotdeauna au susținut că Israelul ar trebui să fie parte din Palestina. Este pământul lor furat și așa mai departe. A venit și Putin, care și el un cuvânt de spus, și a zis că el este de partea palestinienilor, așa că americanii și Marea Britanie să aibă grijă dacă vor să se implice acolo. Și acum propaganda știrilor false vine către vest precum că palestinienii au bombardat Israelul și au omorât 40 de bebeluși, ceea ce este o știre falsă, încât și Israelul a dezmințit-o și multe alte canale importante de televiziune din lume. Între timp, cei din Israel au trimis în Gaza să umple toate conductele de apă potabilă cu ciment, ca aceștia să nu mai aibă acces, îi aducă la disperare. Gruparea Hamas este considerată o grupare teroristă, și alte grupări, precum Algezira și așa mai departe, s-au alăturat acestei mișcări a grupării Hamas și au declarat jihad la nivel mondial. Ideea este că jocurile astea politice sau pe supremație sau pe bucăți de pământ se dau cu oameni nevinovați. În Biblie spune, va fi război la nivel mondial, popoare se vor ridica împotriva altor popoare, dar nu acela va fi sfârșitul să nu vă fie frică. Oameni dragi, este o atrocitate ceea ce se întâmplă, să-i țină Dumnezeu în pază pe toți cei ce sunt loviți de această năpastă, și cu inima curată și creierul curat, vă rog să filtrați toate informațiile pe care le vedeți, înainte să trageți o concluzie, înainte să se instaureze frica, pentru că în momentul în care ai o inimă curată, Dumnezeu este călăuzitorul tău. O zi bună!